Faptul că anul trecut, în ciuda tuturor dificultăților create de restricții pe perioada pandemiei, angajările au avut un trend pozitiv față de primul an de criză, astfel că în anul 2020 s-au înregistrat 4.413 angajări și în anul 2021 au fost 4.506 angajări, procentual înregistrând o creștere cu 2% față de anul 2020. Anul 2021 se remarcă printr-o ofertă, să spunem, cam aceeași ca în anii trecuți, se menține. Doar 229 de locuri de muncă avem înregistrate în luna ianuarie. Este explicabil și datorită perioadei de iarnă, care este caracteristică în fiecare an. Și putem spune că locurile de muncă vacante, față de ceilalți ani, am observat o scădere a ofertelor în domeniul confecțiilor. O creștere a dorinței angajatorilor spre a avea angajați cât mai calificați, în special în domeniul construcțiilor, în domeniul Horeca și în domeniul comerțului. De asemenea, credem că în această perioadă oferta va stagna și va începe să crească începând cu luna martie, aprilie, în perioada de primăvară, așa cum ne-am obișnuit și în anii anteriori. Să sperăm că restricțiile nu se vor menține și atunci piața muncii se va așeza și vor crește și ofertele de locuri de muncă.